Salut prieteni, sunt Sergio, astăzi vom rezolva un test de bacalaureat în întregime. Acest test a fost compus de mine cu intenția de a vă ajuta să vedeți un exemplu de test de bacalaureat asemănător cu cel de la BAC din 2020. Ok, hai să începem. Înainte de aceasta, abonați-vă la canal, iată aici jos, și puneți notificări pentru a fi la curent cu videourile care apar pe canal. Care va fi structura acestei lecții? În primul rând voi rezolva patru exerciții care te ajută să obții nota 5 la examen. Acele exerciții sau acele, acele itemi sunt itemul numărul 4, itemul numărul 1, itemul numărul 5 și itemul numărul 6. Rezolvând acești itemi, obții nota 5. Noi întâi vom începe cu rezolvarea acestor itemi, iar mai apoi vom rezolva ceilalți itemi pentru a obține nota 6, 7, 8, 9 sau chiar 10. Să dăm citire condiției problemei numărul 4. Deși puteți știți că cel mai bine este să începeți cu acest Știite, indiferent cu care dintre ei, 4, 1, 5 sau 6 sau 5, 6, 4, 1, nu contează cu care începi, eu voi începe cu itemul numărul 4. Deci itemul numărul 4, calculați radical de ordinul 3 din 8 la puterea minus 1 plus logaritm în baza 27 din 3. Trebuie să calculăm care este valoarea acestei expresii. Regula aici când avem puteri radical, logaritm este orice număr să-l facem, să-l scriem, să-l transformăm în putere. Observăm că aici acest radical poate fi scris iată cum. 8 la puterea minus o treime. acest minus 1 se împarte la 3, radicalul nu îl mai scriem. Plus logaritm în baza 3 la 3 -a este 27, iar 3-ul acest este 3 la puterea 1. Este egal. Acest 8 este 2 la puterea 3. -a. Deci voi scrie 2 la puterea 3 -a și se înmulțește aici cu această putere minus o treime. Intenționat am scris aici, așa, parantezele, pentru că avem în mulțire. Plus, aici rezultatul este pur și simplu 1 se parte la 3, iar acest logaritm, vedeți, logaritm în baza 3 și, și acest 3, rămâne logaritm în baza 3 din 3. Deci, se împart puterile 1, se împarte la 3. Este egal. Observăm aici 3 cu 3 se simplifică, rămâne 2 la puterea minus 1, iată acest minus 1, și logaritm în baza 3 din 3 este 1, cu mulțit cu o treime, este plus o treime, este egal. 2 la minus 1 este 1, pe 2 plus o treime ok? 2 la minus 1 nu este minus 2. Este o doime. Trebuie să adunăm aceste două fracții. Numitorul comun este 6 2 ori 3 și aici amplificăm cu 3 acest 3 de aici și aici amplificăm cu 2. Iată acest 2 de aici. 3 ori 1 este 3. 2 ori 1 este 2. Deci obținem 5 supra lui 6. Am obținut 4 puncte la examen. Itemul numărul 1. Să îl scriem. Trebuie de comparat 9 la puterea logaritm în baza 3 din radical din 3 a se compara cu numărul pi. Cum procedăm în această situație? Iată, pe acest nou îl scriem sub formă de putere. El va fi 3 la puterea a doua, iar logaritm în baza 3 din radical din 3, așa și rămâne. Acest 2 vine aici la putere și vom obține, este egal cu 3 la puterea logaritm în baza 3, radical din 3 la 2. radical din 3 la 2. Aici răspunsul, din câte vedeți, este, vedeți acest 2 cu acest radical dispare. Iată, el dispare așa Rămâne doar acest 3. Iată și răspunsul. Pentru că 3 la puterea baza 3 din 3. În general, logaritmă baza 3 din 3 este 1. Și aici 3 la puterea 1 este 3. Ok. Deci aici am obținut 3. Aici este 3 în 3 și 14. Reiesă că 3 este mai mic decât 3 în și 14. Să dăm cindire condiției la itemul numărul 5. Rezolvați în R in ecuația. Și voi scrie, iată aici, undeva itemul numărul 5. Rezolvați în R in ecuația. Radical din x minus 2 mai mic decât d, pentru care d este egal și voi scrie acest determinant minus 1, minus 2, minus 1, 2, 2, 1, 5, 4, 3. Iată acest determinant. Care ar fi ideea de rezolvare? Noi calculăm determinantul, îl înlocuim în loc de acest d și rezolvăm apoi în ecuație. Ok. Cum vom calcula determinantul? aici n -a egal. Cred că voi faceți copie minus 1, minus 2, minus 1, apoi 2, 2, 1, aceste două rânduri. Iată așa și punem aici egalul. Noi vom avea, iată prima diagonală, diagonala principală, avem minus 1 mulțit cu 2 și cu 3, ne dă minus 6. Așa, apoi următoarea diagonală, așa, 2 ori 4 ori minus 1, este minus 8. Apoi așa, 5 mulțit cu minus 2 și cu minus 1, este minus 10. Punem minus, deschidem parantezele și apoi înmulțim celelalte Iată, așa, trei diagonale. Minus 10, apoi minus 4, apoi 3 cu minus 2 și minus 2 obținem minus 12. Se pare, iată așa, este egal. Ce obținem? Hai să scriem așa, minus 8, minus 6, minus 10. Acest minus face aici să fie peste tot plus, 10, plus 4, plus 12. 10 minus 10 este 0 și aici ce obținem? Minus 6 cu 12 este 6, 6 plus 4 este 10, 10 minus 8 este 2. Iată, aici obținem 2. Reiese că inecuația noastră este radical din x minus 2 mai mic decât 2. Cum o rezolvăm? În primul rând, eu voi pune DVA, este x minus 2, iată acest x minus 2, trebuie să fie mai mare sau egal decât 0. Întotdeauna noi punem condiția de existență a radicalului. Și rezolvăm, vom obține x mai mare decât 2, mai mare sau egal, minus 2, acest duce în partea aceea, face 2. Al doilea pas, iată primul pas este DVA, al doilea pas este să ridicăm ambele părți la puterea a doua. Eu voi arăta desfășurat cum are loc acest lucru. Iată, radical din x minus 2 mai mic decât 2. Ia aici așa în paranteză, aici în paranteză și ridici la 2. Ce obții aici? Voi scrie în partea cealaltă. 2 cu radical dispare și rămâne x minus 2. Mai mic. 2 la puterea 2 este 4. x mai mic, acest 4 rămâne, iar minus 2 vine în partea cealaltă și schimbă semnul și obții x mai mic decât 6. Pasul 2 este realizat cu succes la pasul numărul 3. Construiește axa numerică și la primul pas noi am obținut mai mare egal ca 2. Depui numărul 2, vopsit că ai și egal aici, hașurezi tot ce este mai mare. Apoi ai mai mic egal ca 6. Nu hașurăm cerculețul aici la 6 pentru că nu avem și egal aici, avem doar mai mic, strict mai mic. Noi depunem tot ce este mai mic. La răspuns vom scrie soluția este hașurat de două ori este de la 2 până la 6. Gata! Haideți să vedem acum cum rezolvăm itemul numărul 6. Aflați numărul complex Z Este é galco. x plus y y. Hai să vedem. Z este egal cu x plus y y x și y aparține R pentru care numerele complexe numerele complexe, noi vorbim de itemul numărul 6, 1 plus 2i totul la doua. și y plus x y și încă un y sunt opuse, eu am să scriu aici acest număr și acest număr sunt opuse. Cum ne gândim în rezolvarea acestui exercițiu? În primul rând trebuie să ne gândim ce înseamnă două numere opuse. Iată acesta este primul număr complex și acesta este al doilea. Două numere complexe Z1 și Z2 sunt opuse dacă pui egal între dânsile și la 1 îi pui semnul minus. Iată asta înseamnă că sunt opuse. Primul număr complex în cazul nostru este 1 plus 2i totul la puterea a doua. Iată acesta este egal cu minus al doilea număr y plus xi și acest i intenționat îl pun aici la început pentru a avea o literă în fața unei parantezi mai ușor se înmulțește apoi fiecare cu fiecare. Ok, trebuie să ridic la puterea doua. Pentru cei care cunoașteți formula a plus b totul la puterea doua, o utilizați pe ea, însă eu pentru cei care nu o cunosc, le dau sfatul de a copia de două ori aceeași paranteză. Puterea a doua înseamnă paranteză înmulțit cu ea însăși. Este egal. Aici voi avea minus i înmulțit cu y este minus y i, minus i înmulțit cu x aici este minus 1 înmulțit cu x este minus x, i înmulțit cu y

plus 4i la a doua. 2 ori doi și i mulți cu i este i la puterea a doua. Este egal minus y i i pătrat, cred că cunoașteți că este minus 1. Înseamnă voi avea minus x înmulțit cu minus 1, obțin plus x. Arăt acest lucru încă o dată desfășurat. Eu am minus x înmulțit cu i pătrat, acesta este minus 1 și înmulțirea aici. Deci minus cu minus face plus x înmulțit cu 1 este x, iată, plus x. Bine, ce să facem mai departe? Iată și aici am i pătrat. Hai să vedem 1 plus 2i plus 2i este 4i și aici am i pătrat este minus 1 și cu plus ăsta face minus 4. Este egal cu aici cred că ar trebui să scriu ce este fără i. Ar fi x minus y și i. 4 minus 1 este minus 3 plus 4i este egal cu x minus y, Ce vreau să observați acum? Ce stă în fața lui i aici? În fața lui este 4, dar aici minus y. De ce eu zic că 4, acest 4 este egal cu minus y. Ce este fără i? Partea reală este minus 3 este egal cu x. Observăm de aici că dacă y vine în partea asta face plus y și 4 se duce în partea cealaltă face minus 4. Aici avem deodată x, Egal minus 3. Ce va fi egal z? Z, în cazul nostru, este x, care este minus 3, plus. 4i, iată acest i. Asta și este răspunsul la problema noastră. Trebuie să aflăm acest z. Noi l-am aflat este minus 3, minus 4i. Iată, acești 4 item pe care i-am rezolvat, adică itemul numărul 5641, te ajută să obții nota 5 la examen, dacă rezolvi totul corect. Însă, intuiești că poți greși undeva și atunci pierzi puncte. De aceea, sfatul meu mai departe este să rezolvi problema de geometrie simplă, itemul numărul 7 sau 10, uneori și 10 este simplă, sau e, numărul 3. Și noi acum vom face partea de geometrie. Itemul numărul 7, 10 sau 3. Deci pe toate le vom rezolva. Hai să începem cu itemul numărul 7. Să dăm citire condiției problemei. Într-un triunghi dreptunghic, construim triunghiul dreptunghic, am să-l construiesc yet, așa aici, triunghi dreptunghic, aici 90 de grade, aici avem A, B și C. Într-un triunghi dreptunghic, o catetă este cu 6 mai mare decât cealaltă. Dacă o catetă este x, cealaltă este cu 6 mai mare decât cealaltă, adică dacă aceasta este 4, aceasta este 10 și așa mai departe, iar ipotenuza are lungimea de 30. Iată, aceasta este ipotenuza, 30 de centimetri. Aflați lungimea bisectoarei, deci trebuie de aflat, bisectoarea, unghiului format de ipotenuză și cateta mai mare. Unghi format de ipotenuză și cateta 1, să zicem cateta mai mare. Și cateta, stop, mai mic.

deci cateta aceasta X. Până ajunge la condiția de aflare a bisectoarei, eu zic să aflăm acest X. Trebuie în rezolvare să scriem notăm AC egal X, iar AB egal cu X plus 6. Și conform teoremei lui Pitagora, noi vom obține X la a doua plus X plus 6 totul la a doua este egal cu 30 la puterea a doua. Aceasta rezultă din ce proprietate? Cu teorema lui Pitagora avem A pătrat plus b pătrat egal cu c pătrat. Iată sub forma aceasta. Ce am obținut aici? O ecuație de gradul 2. Avem x pătrat, iar x plus 6 totul la 2 vom utiliza de data aceasta formula a plus b totul la puterea 2. Este a pătrat plus 2 înmulțit cu 6 și cu x este 12x plus 6 la 2 este 36. Iar aici este 900. Ok. Ce voi face? 2x pătrat plus 12x plus 36 este egal cu 900. Împărțim totul la 2. Aici simplificăm practic prin 2 obținem x pătrat plus 6x plus 18 este egal cu 450. Ce putem face noi aici? Iată ce am observat eu că avem x pătrat plus 2 înmulțit cu 3 și înmulțit cu x plus aici este 9 plus încă un 9, asta este 18, este egal cu 450. Ce vom putea noi să facem mai departe? x pătrat plus 2 ori 3 ori x plus 3 la 2 este egal 450 minus 9 este 441. Iată, asta este exact pătratul perfect x plus 3 totul la puterea 2 este egal cu 441 ăsta. Preiesă că scot radical din ambele părți, voi obține x plus 3 este egal cu 21, radical din 441 și x este egal cu 24. Reiese că noi am aflat x, iată aici, este 24. Haideți să scriem aceasta undeva în condiția problemei că AC este egal cu 24 de centimetri. Cu ce este egal? Ceva nu este bun, așa Da, 21 minus 3 ar fi 18, Noi 24. Eu le-am adunat. Deci reiese că aici nu e 24, dar este 18. Ok, voi scrie aici 1, 18 cm. Hai să corectăm și aici 18 cm. Reiese că AB este egal 18 plus 6, 18 plus 6, 24 de cm. Iată aici sunt acei 24. Ce face mai departe? Ce ni se cere nouă catare? Iată voi scrie aici 24. Hai să citim condiția problemei să vedem ce ni se cere. Aflați lungimea bisectoarei. Deci trebuie de aflat bisectoarea unghiului dintre ipotenuză și cateta mai mică. Cateta mai mică este AC. Ipotenuza este BC. Deci ar că acest unghi îl împărțim în jumătate și bisectoarea vine cumva în acest punct M. Cum vom proceda? Aici se va aplica teoria a bisectoarei. Observați că noi putem să notăm bucățica aceasta AM prin Y. AM este egal cu Y. Deci rezultă că BM, acest BM, este toată latura 24 minus acest Y. Și, conform teoremei bisectoarei, vă explic cum se aplică ea. Pornește din vârful de unde se începe bisectoarea și iată așa, mergi latura 18 împarți la y îți dă exact, merge deja așa, în partea cealaltă, celălalt unghi, așa cum unghiul acesta și unghiul acesta. Vei avea 30 împărțit la cât e bucata BM? 24 minus Y. 30 se împarte la 24 minus Y. Înmulțim mezii cu extremii. 18 cu 24 minus 18Y. Este egal 30Y. 18Y mergând în partea cealaltă va face 48Y. Este egal cu 18 și 24. De unde Y este? este egal 18 împărțit la, adică 24 împărțit la 48. 24 cu 48 obții 2, 18 împărțit la 2 obții 9. Ok, iată această bucată este 9. AM este egal cu 9 cm. Trebuie doar să aplicăm teorema lui Pitagora. Fiind aici M, eu voi obține iată ce hai să scriem aici ipotenuza la a doua este egal cateta 18 la a doua plus cealaltă catetă 9 la puterea a doua P este egal cu radical din 18 la a doua este aici este 2 înmulțit cu 9 totul la puterea a doua plus 9 la puterea a doua aici se scoate factor comun 9 la puterea a doua în paranteză va rămâne 2 la a care este 4 plus aici l-am scos factor comun a rămas 1 9 la a de sub radical Yes. 9 radical din 5 cm. Răspuns 9 radical din 5. Ok. Problema aceasta este la itemul numărul 7 și se pare că ea este varianta de 6 puncte mai complicată. Posibil că problema numărul 10 va fi destul de simplă. Ok. Să continuăm cu geometria. Să citim condiția problemei. Secțiunea diagonală a unei piramide patrulatere regulate. Trebuie de construit piramida patrulatere regulată. Trebuie să o construim prin metoda magică. Abra... Da, bra. <laughs> avem piramida patrulatieră regulată, hai să citim condiția problemei mai departe. Secțiunea diagonală a unei piramide patrulatere regulate, secțiunea diagonală ar fi trasăm diagonala bazei și secțiunea diagonală este triunghiul AVC. Hai să-l construiesc undeva Iată aici pentru a-l avea, AVC și aici avem înălțimea O din câte vedeți. Această secțiune este un triunghi echilateral. Înălțimea piramidei are lungimea de 4 radical din 3. Deci aici avem 4 radical din 3, la fel și aici avem 4 radical din 3. Aflați volumul piramidei. Volumul este egal cu o treime area bazei înmulțit cu înălțimea. Înălțimea deja o avem. 4 radical din 3, noi trebuie doar de aflat Area bazei. Area bazei este un pătrat cu latura A, și ar fi să zicem că este A la 2. Deci, noi trebuie să aflăm pur și simplu latura a, și am rezolvat problema. Ce observăm noi? Că, iată, în triunghiul acesta ACD, el e dreptunghi, că e diagonala pătratului, deoarece piramida piramidă regulată, regulată. reiese că AC este exact latura radical din 2. Deci, AC, dacă noi notăm.

rezultă că AC este egal cu A radical din 2. Ok, deci avem AC este A radical din 2. Voi scrie aici undeva A radical din 2. Și asta ce este A radical din 2. Dar el este echilateral, reiese că este egal aceasta și cu VC. Iată aici, tot este A radical din 2. Dar cu ce egal OC? OC este exact jumătate A radical din 2 pe 2. Iată aici este A radical din 2 supra lui 2. Conform teoremei lui Pitagora, în triunghiul V, O, C. Iată VOC. Noi putem zice că ipotenuza la a doua, care este A radical din 2, totul la puterea a doua, este egal. Cateta A radical din 2 pe 2, A radical din 2 pe 2, totul la puterea a doua, este egal cu 4 radicale, din... nu este egal, este plus. 4 radical din 3, totul la puterea a 2. Ridicăm la a doua. Radical 2 la 2 este 2 și cu a pătrat, deci 2 a pătrat. Egal. Aici obținem tot 2 a pătrat, dar supra lui 4 deja. Plus 16 mulțit cu 3. Aici 4 cu 2 simplifică, rămâne aici un 2. Deci voi obține 2a pătrat este egal cu a pătrat supra lui 2 plus 16 mulțit cu 3. Pentru a scăpa de acest 2, eu înmulțesc totul cu 2. 2 cu 2 al acesta este 4a la 2 egal. 2 cu 2 acest simplifică, rămâne a pătrat plus 2 ori 3 este 6 mulțit cu 16. Ok. 4a pătrat minus a pătrat este 3. A pătrat este egal cu 6-le acesta, cum l-am obținut? 3 ori 2 ori 16. 3 cu 3 simplifică, rămâne că a pătrat este egal cu, cât aici, 32. Reiese că area bazei este egal cu 32 de centimetri pătrați. Unde să scriem uh, volumul? Poi scrie aici, totuși, trebuie undeva în partea aceasta, deja la răspuns, dar volumul este o treime, area bazei este 32, iar înălțimea este 4 radical din 3. 4 radical din 3. 32 mulțit cu 4, 32 la 5, 4 2 la 2, deci 2 la 7, 128. Deci avem 128 supra lui 3 radical din 3 cm cub. Acesta a fost itemul numărul 10 de la examen. Rămâne itemul numărul 3. Itemul numărul 3. Fie A1 aria unui pătrat. Hai să vedem. Iar A2 aria cercului înscris în acest pătrat. Avem un cerc și cercul este înscris în pătrat. Observăm că aceasta este diametru. Aici sunt două raze. Înseamnă că latura pătratului tot e două raze. Ok, să vedem ce ni se cere. Area 1 este area pătratului. Area pătratului este latura la a doua, adică e 4 R pătrat. Area 2 este area cercului înscris. Cercul are formula PR pătrat. Atunci A1 către A2 este egal. A1 este 4 R pătrat, iar aici este pi r pătrat, deci este 4 supra lui pi. Iată aici, așa trebuie doar de completat în pătrățel de pus 4 supra lui pi. Gata, am rezolvat și problemele de Geometrie. După ce ne-am descurcat foarte bine la geometrie, să revenim la analiză matematică. Vorbim de subiectele întâlnite în clasa 11 -a și a 12. -a. Vorbim de derivate, ecuația tangentei, integrale. Itemul numărul 8 vom rezolva, apoi itemul numărul 11. Ce mai avem aici complicat? Ceva tipul ăsta care mă uit eu. Itemul numărul 2 se poate. Da, se poate și după 8-11 de rezolvat itemul numărul 9 de probabilitate. Apoi îl vom rezolva pe 12 și la sfârșit 2. Și se pare că așa se obține nota 10 la examen. Bine. Itemul numărul 8. Determinați coordonatele punctului de tangență. Coordonate înseamnă x0 și y0. Niște coordonate. Punctului de tangență a dreptei. Aha. Dreapta este este x plus y minus 1 egal cu 0 cu graficul funcției și vom scrie funcția f de x este egal cu x plus e la puterea minus 2x știm încă o dată condiția problemei determinați coordonatele punctului de tangență a dreptei acestea cu graficul funcției acestea concluzia este că această dreaptă este tangentă deci asta este tangentă la graficul funcției în punctul x 0 cum noi vom proceda. Mă gândesc așa. Ecuația tangentei este f în punctul x0, iată acest punct x0, plus f derivat în punctul x0 pe lângă x minus x0. Aceasta este tangentă, dar și asta este tangentă. Hai această ecuație să o scriu în forma ei standardă. Y egal cu, observați că este minus x plus 1, dacă trecem în partea cealaltă de egal. Încă o dată, repet, această ecuație, această formulă este tangentă. Și aceasta este tangentă. Înseamnă că panta acestei drepte este f derivat de x0, întrucât ea stă în fața lui x, dacă scăpăm aici de paranteze. Dar panta acestei drepte, întrucât ele sunt identice, este minus 1. Iată aici, stă în față, minus 1. f derivat aici. Ar însemna, eu derivez funcția, apoi egalesc cu minus 1. Hai să derivăm funcția. f de x nu X0. X derivat este 1 plus e la puterea minus 2X. Totul derivat este e la puterea minus 2X. Se mulțește cu minus 2X derivat. Egal. 1 plus deși ar trebui cred că să fie nu plus dar minus pentru că minus 2X derivat este minus 2 e la minus 2X. Iată asta este f derivat de X. Dar f derivat de X0 va fi 1 minus 2 e la minus 2X 0. Deci se spune că este egal cu minus 1. 1-ul transferăm în partea cealaltă, va fi minus 2 e la minus 2 x0 este egal cu minus 2. Împărțim totul la minus 2 și obținem e la minus 2 x0 este egal cu 1. Înseamnă că puterea este 0, pentru că e la 0 este 1. Ar fi minus 2 x0 este 0. Rezultă x0 egal cu 0. Ok. Reiesc <laughs> că noi am aflat acest x0. Este 0 cu ce este egal y0. Putem înlocui fie în funcție, fie în ecuația tangente, pentru că ele, dacă să ne gândim așa pe grafic, zicem una are graficul așa, alta are graficul, iată, să zicem, sub forma aceasta, deși este invers într-o fel oarecare, dar iată, acesta este punctul de tangență. Fie că înlocuiești în graficul funcției, adică în funcție, ne mijloce, tu funcție, iată, aici e funcția, fie că înlocuiești în tangentă, iată, în aceasta. Este de același punct aici. Ușor înlocuim aici în y, va fi minus 1 cu 0 plus 1, este 1. La răspuns scrii 0, 1. Iată, acesta este răspunsul. Gata. Haideți să vedem itemul numărul 11. Se consideră, iată voi scrie aici itemul numărul 11, se consideră funcția f din r în r, f de x este egal 4 sinus x. Să se afle primitiva f mare de x, deci trebuie de aflat f mare de x, a funcției f mic de x, care se anulează în punctul de abscisă pi supra lui 3. Deci această funcție se anulează în abscisa pi supra lui 3. Foarte bine. Ce înseamnă că se anulează în abscis? Abscisă, iată, vedeți aici este, dacă citești de la urmă spre așa, este un i -c -s. i -c -s. X înseamnă că X este pipi 3 Asta este abscisă, ordonată ar fi Y. Ce înseamnă că se anulează? Asta ar însemna că F mare de pipi 3 se anulează. Deci se face 0. Hai să aflăm F mare de X întâi. Este egală integrală din 4 sinus X De x este egal. 4 vine în față, integrala lui sinus este minus. cosinus de x plus constanta c. Am integrat. Practic acum trebuie să înlocuiesc f de pi supra lui 3. Este egal minus 4 cosinus de pi supra lui 3 plus c. Egalez asta cu 0, că așa este dat în condiția problemei. Am minus 4 înmulțit cosinus, deci e 60 de grade, o doime, plus c este egal cu 0. Cred că se vede ușor că c este 2. Răspuns, f mare de x egal cu minus 4 cosinus x plus c. Iată, acesta este răspunsul. Destul de ușor, foarte simplu, nimic complicat. Să vedem următorul item spre rezolvare, ar fi itemul numărul 9 de probabilitate. Într-o urnă sunt 5 bile albe și 7 bile negre. Să scriem, deci itemul numărul 9 de probabilitate. Sunt 5 bile albe și 7 bile de culoare neagră. Care este probabilitatea că luând la întâmplare concomitent 3 bile? Deci noi extragem 3 bile concomitent. Acestea să fie de culoare albă. Toate de culoare albă. Ok, cum vom proceda? În primul rând, probabilitatea este egal cu M supra lui N. Pentru a-l afla pe N, noi ne gândim, acestea sunt cazurile posibile sau totale. Câte bile în total noi avem? 12. Ok. Câte bile în total se extrag? 3. Ok. Lăsăm așa, vom calcula puțin mai târziu. Pentru M, voi face o mică schemă. Iată aici, voi face o mică schemă. Noi avem 3 bile. Ne trebuie toate de culoare albă. Deci trebuie să fie alb, alb, alb. Și atât. Zicem combinat câte bile de culoare albă sunt în total în urnă? 5. Câte trebuie să extrag? 3. Iată, am calculat și M. Prea ușor problema asta, nu știu de ce am ales eu să o rezolv. Posibil că trebuia să spună nu toate de culoare albă, dar și bile de culoare albă. Dar lăsăm așa condiția problemei cum este. Hai să calculăm probabilitatea. M combinări din 5 luate câte 3 este 5 factorial supra lui 3 factorial, 5 minus 3 este 2 factorial. 12 vom avea 12 factorial, 3 factorial și 12 minus 3 ar fi 9 factorial, egal. Prima fracție rămâne așa cum este, neschimbată. A doua fracție o inversăm. 3 factorial înmulțit cu 9 factorial supra lui 12 factorial. Ce observăm? Că 3 factorial de aici cu 3 factorial de aici se simplifică, rămâne Yeah. 5 factorial cu 2 factorial ar fi, hai să scriu probabilitatea egal. Aici este 1 ori 2 cu 1 ori 2 de la numitor simplific, rămâne doar 3 ori 4 ori 5 înmulțit. 9 factorial cu 12, acest 9 simplifică, iar la numitor va rămâne toate numerele după 9, 10, 11 și 12. Hmm. 4 ori 3 este exact 12, s-a simplificat, 5 se simplifică cu 10, rămâne 2, deci avem 1 supra lui 22. Asta 2, 2 este și răspunsul, 1 pe 22. Problema de probabilitate este rezolvată, să vedem itemul numărul 12. La itemul 12 ni se cere să se afle a aparține r, item 12, a aparține r, pentru care ecuația, să o scriem radical din x minus 3 minus 2 exterior radicalului pe lângă x minus a este egal cu 0 are o soluție unică. Asta ar însemna card S este 1. S este mulțimea soluțiilor. Cardinalul este câte soluții are. O soluție. Ce vom face? Eu zic așa, cum se rezolvă așa fel de ecuații? Când un produs de factor este 0, când fiecare, iată x 3 minus 2 este 0, când x minus a este 0, asta e sau, dar nu trebuie de uitat să depunem dvA. De Expresia de sub radical este nenegativă. Hai să rezolvăm. Avem aici echivalent. 2 merge în partea cealaltă. Ridicăm ambele părți la 2. 2 voi obține x minus 3. Este 4. Sau x este egal cu A. x mai mare e egal decât 3. E echivalent. Să mai scriu încă o dată, cred că îmi încape aici, apoi vom face raționamentele de selectarea soluțiilor. Deci avem 7, x egal cu a și x mai mare egal ca 3. Aici trebuie descris rezultă, dar nu vreau să trec peste scrisul acolo. Voi scrie rezultă în condiția card S este 1 și iată ce raționament fac. Voi scrie aici raționamentul. Sper să fiu clar înțeles. Aici are loc un raționament logic. Ne gândim așa. O soluție are loc atunci când aceste două sunt egale. De exemplu, când A este 7, voi avea X egal cu 7, X egal cu 7 și acest 7 va fi mai mare decât 3. Deci reiesc că A dacă este 7, avem răspuns. Pe urmă te gândești așa. Acest sistem îți dă tot o soluție atunci când vedeți că 7 deja e mai mare ca 3. Deci 7 sigur este soluție resă că A nu trebuie să fie soluție. Că dacă acesta în sistem cu X mai mare egal cu 3 să dă mulțime vidă, înseamnă că unica soluție va fi 7. Hai să explic cu alte cuvinte sau spus altfel. Noi ne trebuie să dă o singură soluție. O singură soluție, noi vedem deja 7, deja e soluție bună. Ea merge, funcționează, de răspunsul. Înseamnă că A trebuie să fie soluție rea, așa zisă rea, care nu satisface condiția problemei. Adică X care e A să nu satisfacă condiția că e mai mare egal ca 3. Cum trebuie să fie A? A trebuie să fie număr mai mic ca 3. De exemplu, dacă dacă A este 2, să ai 2 mai mare ca 3, deci 2 va fi exclus. Dacă ai aici numărul 4, deja nu i bun, pentru că 4 mai mare ca 3, 6, 2, 1, 10, trebuie să fie doar numere mai mici ca 3. Asta e și răspunsul A aparține de la minus infinit până la 3, în reuniune cu numărul 7. Gata! Haideți să vedem acum pe scurt itemul numărul 2. Noi avem o funcție și iată funcția ce zice itemul numărul 2. f din d în e, f de x este egal cu x pătrat plus e la minus 2x. Trebuie de aflat d de f. Nu avem nici radical, nu avem nici logaritmi, nu avem ceva ce mai este fracție, înseamnă că răspunsul este R. Deci nimic complicat la itimul numărul 2. Iată așa am rezolvat testul, sper că ți-a fost util, abonează-te la canal și distribui acest video prietenilor tăi. Poate și ei au nevoie să vadă cum se rezolvă itemii la bacaloriat. Succes ție la matematică!